Madalin. Salut! Da, vă rog, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Gata. Ce ați discutat cu constructorii, ce vă prezentă? Și cum ați văzut fără? Haideți. Da. Da. Rămâneți aici. Rămâneți aici. Rămâneți aici. La cameră. Rămân aici, nu plec, dar stați să vină și domnul ministru Dragnea. Și voi mai așa. M-ați întrebat ce am văzut pe planșe. Păi, cam ce ați văzut și dumneavoastră, numai că eu am vrut să mă lămuresc cu privire la schemele de încărcare pentru verificarea pe care este normal să o facă constructorul înainte de darea în funcțiune. Sunt în total 7 teste statice și dinamice pentru rezistența la încovoiere și la torsiune. Ați înțeles ce înseamnă asta? N-ați înțeles. Bun. Nici n-am să intru în detalii, că astea sunt foarte inginerești. Mă bucur pentru că lucrarea este practic terminată și urmează să fie dată în funcțiune. Este o lucrare extrem de spectaculoasă, o lucrare de artă, de inginerie și cu o estetică foarte modernă, aș spune. Sunt lucrări care trebuiesc periodic întreținute. Este un pod relativ, parțial nou. Nu, este podul hobanat care a funcționat și înainte. Nu, este nou pod. Stai mă jos. Podul care... Uitați-l acolo. Este podul la Gigi Aport. Eu am mai mers aici în zonă și n-aveam cum. Nu? Da. E, trebuie să vină mai des aici. Da. Până la urmă, bine. Până la urmă e cel mai mare pod hobanat din România. Face legătura între nordul și sudul portului Constanța. Face legătura de asemenea cu varianta ocolitoare a municipiului Constanța, cu A4. Este un pod care, dincolo de aspect, dincolo de forma lui și de lungime, fluidizează foarte mult circulația persoanelor și a mărfurilor în această zonă. Și este o lucrare de artă cu care constanțenii și toți drămânii se vor mândri. Aveți o preocupare pentru politică mai mare decât pentru construcții. Da, să știți că o să vă anunțăm în timp util, probabil că astăzi o să vă facem un anunț, dar ceva mai târziu. Dar ce ar răspune această colaborare, acest protocol? Protocolul politic, practic, recrează alianța pe care noi am denumit-o Uniunea Social-Liberală. Sigur că ea nu poate să fie identică, dar principiile de funcționare politică rămân aceleași și cred că este utilă o astfel de construcție politică care să cuprindă principalele curente ideologice, adică social-democrația și liberalismul. Protocolul e un proiect, practic și un acord de colaborare politică. O să prevadă și acest lucru, dar aceste lucruri le discutăm evident mai târziu. Da, astăzi o să vă anunțăm. E posibil să avem astăzi o întâlnire după amiază. E posibil să ne vedem astăzi. E foarte posibil. Repet, a treia oară. Este posibil să ne vedem astăzi undeva după ora 17 și dacă hotărâm să-l semnăm înainte de alegeri, vă vom anunța. Dacă nu, o facem imediat după de luni încolo. Nu știu dacă asta... Important este acțiunea politică. Haina juridică urmează să fie rezolvată ulterior. Da, noi trebuie să dăm un semnal politic în primul rând și să ajungem la un acord politic. Acesta e cel mai important. În eventualitatea în care veți deveni premier, care va fi viziunea dumneavoastră legată de acțiunea din port? Haideți să așteptăm întâi alegerile de duminică și după aceea o să vedem. Ce spuneți?
Jos, jos. Cum vedeți faptul Adriana? Astăzi Iohannis fuge de o confruntare, de o ultimă confruntare. Acum și voi după două confruntări în care în mod clar a pierdut, probabil că cei care l-au antrenat au sezizat că efortul este inutil și atunci au preferat să arunce prosopul. Ce să, eu n-am văzut, nu, eu n-am văzut confruntări electorale. N-am văzut dezbatere, am văzut un candidat, Victor Ponta, care a spus lucruri, care a răspuns la întrebări, care enunța niște principii, niște idei, niște proiecte. Și încă un cetățean care era acolo în studio, care încerca să-și aducă aminte ceea ce fusese învățat în timpul zilei. N-am reușit să văd o idee, n-am reușit să văd un proiect serios, n-am văzut decât niște lozinci învățate și repetate mecanic. Nu cred că mai poate veni la o altă întâlnire domnul Iohannis, oricum a venit forțat la aceste două întâlniri. Din păcate, Victor Ponta a încercat, a vrut să aibă poate un dialog, până la urmă Victor Ponta a dialogat cu românii și cred că asta este cel mai important. Eu n-am auzit de lucrul ăsta. Nu cred că Victor Ponta vine cu date nereale. Dar sunt inclusiv, este inclusiv comunicatul Comisiei Europene care și ea certifică că în trimestrul 3 avem creștere economică și că nu există deci niciun temei să vorbim despre recesiune tehnică, așa cum s-a discutat mai demult. Bine, vă mulțumim mult! Mergeți la casino acum, domnul Dragnea. Este încarcerat în momentul de față în penitenciarul Rahova în condiții, mă rog, mai mult sau mai puțin decente. Da, îi doresc foarte multă sănătate lui Nicușor. Atât a spus. Domnul Dragnea, mergeți la casino acum? Da. Da, cazinoul vrem să-l refacem. Este păcat că acum câțiva ani de zile doamna Udrea s-a laudat că îl reface și l-a și preluat de la primăria Constanța. A fost ținut cam 2 ani și jumătate baza unui protocol de predare primire și nu s-a întâmplat nimic la el. Este o lucrare emblematică pentru Constanța și pentru România, așa cum bănuiesc că știți, el a fost construit în perioada 1903-1911, pe planurile unui arhitect român de origine elvețiană. Va fi o lucrare deosebită, va fi refăcută arhitectura și toată zona înconjurătoare, inclusiv aleile pentru promenadă. Vom încerca să refacem cazinou și zona din jurul lui exact ca în anii 1900. Este o lucrare de aproximativ 39-40 de milioane de lei. Suntem în situația acum în care actualizăm studiile și expertizele care au fost realizate acum 3 ani de zile. În perioada următoare este posibil sfârșitul noiembrie sau decembrie să demarăm procedurile de achiziție pentru proiectare și execuție. Acestei lucrări este o lucrare pe care eu sunt extrem de interesat pentru că este păcat. Dacă noi intervenim la cazinoul din Constanța, în foarte scurt timp va deveni ruin. Va ajunge în situația în care nu va mai putea fi refăcut. Am avut o înțelegere cu primarul Radu Mazăre, am făcut documentele de preluare, acum este în custodia CNI-ului și lucrările vor începe cât în primăvară, să ne rugăm să nu apară iar foarte mulți contestatari să ne lungească procedura de achiziție. Este o lucrare la care eu personal țin foarte mult și sper să maxim 2 ani de zile să o inaugurăm și să ne bucurăm de frumusețea acelei clădiri. Stai. Nu știu dacă merge. La cazinou oricum merge.